Bună dimineața! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Am o întrebare pentru voi, înainte de orice. Dacă vă place să dați like-uri pe Facebook... Niciodată! Pe Doar mă uit și am plecat. <laughs> Eu dau, să știi. Adică și, ești mai darnică. Da, și în special când văd uh, poze extraordinar de frumos făcute, cu natură, cu locuri frumoase de la noi din țară și nu numai, nu te am poți observat ține. că... Da, a -a acolo dau fără de să mă gândesc. De loc. Deloc, îmi place și am apăsat. E, uite, vezi dovadă că suntem foarte diferiți cu toții, atunci când vine vorba <laughs> și de ce social bine. media. Și bine. Și nu numai, da. Alături de mine astăzi este Cristian Manafu și analizăm împreună situația rețelelor sociale din uh, țara noastră, dar și comportamentul românilor în uh, social media. Și iată care este situația în momentul de, de față. Uh, nu cred că surprinde pe nimeni uh, acum faptul că Facebook deține monopol în România. Sunt mai bine de 12 milioane de... Utilizator, utilizatori. Da. Așa este. Facebook, ca de fapt toate rețelele de socializare, au crescut în ultimul an, au crescut destul de mult. În România vedem o creștere de peste 800 de de utilizatori în 2020. E o creștere destul de mare dacă ne gândim că în 2019 au fost 500 de mii de utilizatori noi pe rețelele de socializare. Contextul actual, cu siguranță, a contribuit foarte mult. Stând mai mult acasă, ne mai călătorind atât de mult, am consumat și petrecut mai mult timp pe rețele de socializare. În plus, avem noul val de utilizatori, tinerii, dar da. și cei mai în vârstă care se familiarizează cu tehnologia, mai ales ținând la distanță legătura cu familia din străinătate sau din alte părți, ne mai călătorind, cum spuneam, au adoptat tehnologia mult mai ușor în anul pandemiei, în primul an de pandemie. Dar, iată, uite, în cazul meu, de exemplu, când îmi întreb cunoscuții pe ce rețele de socializare socializare își petrec cel mai mult timp. Mulți îmi spun că pe Facebook de multe ori nici nu mai intră. Și în același timp, văd că avem cel mai mare număr de utilizatori. Înțeleg că probabil eu sunt într-o bulă a mea. Suntem dar... cu toții noi cei de față aici într-o într bulă, să zicem, într-un grup aparte, însă trebuie să ne gândim că Facebook și la nivel mondial este rețeaua numărul 1, este rețeaua numărul 1 în cam toate țările din, din lume. Mai mult decât atât, sunt foarte, foarte mulți utilizatori care au descoperit rețeaua în ultimii ani. Este o rețea uh, care este accesată de persoane mature, adulte în, în mare uh, parte, care în România, cel puțin, uh, cântăresc aceste persoane un uh, număr foarte mare din totalul populației. Și iată, YouTube este pe al doilea loc în uh, România. Știm cumva și ce urmăresc românii pe YouTube? Uh, divertisment, muzică, muzică cel mai mult și cel mai mult. Uh, top canale în România, da? cele mai urmărite canale de pe YouTube sunt canale de muzică, uh, conținut pentru copii, Celebrul canal Traa pentru copii este numărul 1 în România în 2020 ca număr de vizualizări. Evident, sunt și uh, vizualizări făcute la nivel, nivel mondial, pentru că este uh, deja un canal mondial, însă muzica, divertismentul și gaming-ul ar fi pe top. 3 în, în România la. Și trebuie să, să menționăm și, și treaba asta, faptul că TikTok a reușit acum, la început de an, să spunem, să depășească numărul utilizatorilor de pe Instagram. Da, creșterea TikTok vine undeva din vara anului trecut uh, și cred că a depășit undeva în toamnă spre, spre începutul iernii uh, Instagram, care este o rețea foarte uh, cunoscută, utilizată și apreciată, probabil rețeaua momentului în termen de favorabilitate din partea uh, publicului. Așa cum spunei, nu mai stai mult pe, pe Facebook, dar sunt sigur că stai pe, pe Instagram mai mult. Uh, și uh, din spate vine LinkedIn. Perfect, vine LinkedIn. Și acum o să trecem la următorul uh, grafic pe care l-am pregătit, pentru că Aici vorbim despre niște date prezentate de cei de la datareportal.com și ei vin până la urmă în fiecare an cu cel mai important studiu pe piața aceasta de digital. Am și iată că ne-au prezentat și ce fac românii în social media. Și un procent foarte mare, deci mai bine de 60% dintre români sunt prezenți în social media. Doi dintre români am putea da. spune că sunt în social da. media astăzi. Tu da? mi-ai spus că totuși noi suntem poziționați destul de bine la numărul de like-uri și de comentarii, dar mie mi se pare că media este foarte mică, adică 18 like-uri pe lună dă în medie un român? Da, și surprinzător, suntem pe primul loc la nivel mondial în totalul țărilor analizate de acest raport digital de care aminteai. Cum spunea cineva aici de față, nu dăm nume, mai mult se uită, mai puțin apreciază. Trebuie să ne gândim că eu probabil dau mai mult de 18 like-uri pe zi Uh, La concluzia asta, am ajuns dar și eu, sunt dar... foarte multe persoane care uh, au mai puțin prieteni decât avem noi mii, cum avem noi uh, vin să se informeze, intră zilnic mai puțin, uh, poate nu intră o săptămână, poate intră doar de două ori pe lună, și atunci numărul like-urilor se distribuie că uh, țară, se distribuie la total uh, utilizatori și ies aceste date. Ele sunt mici și pentru pe celelalte țări. Spuneam că suntem pe locul 1 la like-uri noi. Și n-am putut să nu observ că oamenii, cel puțin la noi în țară, dau mai multe clicuri pe reclamele pe care le văd pe Facebook decât comentarii sau like-uri.